Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației a aprobat plata sumei de 3,2 milioane de lei pentru reabilitarea drumurilor comunale degradate în comuna Gropnița, Iași. Valoarea totală a investiției este de 8,5 milioane de lei, iar termenul estimat de finalizare a lucrărilor este de un an. Proiectul vizează reabilitarea unui tronson de drum în lungime de 5,4 km. De asemenea, a fost aprobat referatul prin care se solicită suma de 3,3 milioane de lei pentru reabilitarea infrastructurii rutiere de interes local în comuna Dragomirești din județul Vaslui. Valoarea investiției este de 11 milioane de lei, iar lucrările ar trebui finalizate în 12 luni. Se va interveni pentru asfaltarea peste 6 km de drum, montarea de semne rutiere și de podețe. Pentru un alt proiect de reabilitare a infrastructurii rutiere de interes local din comuna Dragomirești, ministerul a aprobat plata sumei de 1,8 milioane de lei.